Toți cunoaștem că se vorbește despre un stat de drept. Republica Moldova este un stat de drept. Am ratificat o mulțime de convenții europene și internaționale, privind la principiile generale ale unui stat de drept. Cu toate acestea, am observat că nu toți înțeleg corect principiile generale ale unui stat de drept, în special mă refer la politicieni, de care depinde însăși implementarea pe teritoriul Republicii Moldova principiilor unui stat de drept. Și a doua problemă care există în Republica Moldova este problema legată de sistemul judecătoresc, care de asemenea, în viziunea mea, nici nu dorește să cunoască ce mai este și aceasta noțiune ca un stat de drept. Cu părere de rău. În orice caz, judecători cu care eu m-am întâlnit pe parcursul lucrului, n-am observat să aibă o dorință în acest sens și nici, cu părere de rău, nici cunoștințele în domeniul drepturilor fundamentale ale omului, deoarece un stat de drept, în primul rând, are ca un element de bază o cheie, o țintă principală unui stat de drept, este anume omul, persoană, persoană fizică, care are, în principiu, cele mai principale drepturi și libertăți pe un teritoriu unui stat, suveran. Toate ideile statului de drept se învârtesc în jurul persoanei. Omul, ca ființă umană, este țintă principală a unui stat de drept, anume drepturile lui, libertățile lui. În Republica Moldova, cu părere de rău, pe primul plan se pun interesele statului. Și o să discutăm astăzi principiile acestea ale intereselor statului, care în drept internațional se consideră niște principii iluzorii. Așa spune dreptul internațional. Statul îndeopște este o noțiune iluzorie. Mai mult se folosește numai în drept internațional pentru a separa interesele unui stat suveran de interesele altui stat suveran. Când discutăm pe plan intern, noțiunea de stat nu prea se folosește. Aici se folosesc două noțiuni de bază care trebuie să cunoaștem pe dumneavoastră. Sunt interesele cetățenilor, este primul lucru, cel mai de bază. Și aici o mică paranteză fac, interesele cetățenilor. Se are în vedere interesul fiecărui individ în parte, când se vorbește de interesele cetățenilor. Când se vorbește de interesele societății, de asemenea, se are în vedere interesele fiecărui om în parte, nu a unei societăți ca unei noțiuni abstracte, dar a omului, a fiecărui individ în parte. Și a doua categorie de cetățeni sunt persoane care exercită puterea statului. Iată, numai aceste persoane care exercită puterea legislativă, executivă sau judecătorească reprezintă interesele statului, dar pe planul că exercită anumite puteri ale statului. Și există diferențe între aceste persoane care exercită o putere a statului și persoanele civile, care nu exercită nicio putere a statului, dar au drepturi și libertățile fundamentale. În țările CSI-ului, deci se încurcă aceste două noțiuni de bază. Din cauza că dreptul nu a existat ca atare conform standardelor europene. În Uniunea Sovietică a existat un alt element de drept, care a fost creat anume de sistemul socialist, care la bază ține anume interesele partidului politic. În primul rând, și nu interesele individului, ceea ce se observă în diferite filme artistice care au fost, chiar și în timpul Uniunii Sovietice create. Cine ține minte filmul despre câinele, căruia a fost schimbată inima, Săbașe Serțe. Deci se vede foarte bine interesul care a fost demonstrat, dacă țineți minte, vine Управдом și spune că мы забираем комнату.
Что спас профессор? А где я буду обедать, да? Трапезничать? Ну, в коридоре вон там вот что, какие проблемы? Мы же нуждаемся, общество нуждается в вашей комнате, все. А часто идея доминада, то есть «Entrunstat de drept trebuie să predomine interesul unei persoane». Nu societăți, indiopște. Deci, teoria unui just echilibru între interesele individuale a fiecărui cetățean și interesele societății este un element de bază a unui stat de drept. Nu există prioritate intereselor societății, unui colectiv, față de un individ. Trebuie să știți acest lucru. Primul element care trebuie să învățăm, că trebuie să existe un just echilibru între interesele generale a societății și interesele unui individ, chiar dacă ele sunt concurente. Apropo, dacă sunt aici avocați, eu văd că sunt și avocați aici, ceea ce am să vorbesc eu este teoria care se aplică de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în practica sa judiciară și în teoria Consiliului Europei. Deci, despre ce am să vorbesc eu, puteți folosi în cererile sale pe care le depuneți la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, deoarece anume aceste teorie aplică Curtea Europeană. Eu am studiat foarte multe cereri depuse de Federația Rusă, de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și am observat această problemă teoretică. 99% de cereri respinse de Curtea Europeană sunt respinse anume din cauza că avocații care depun cereri nu cunosc această teorie. Și depun cereri așa, deci în viziunea lor, cum au lucrat ei cândva în Uniunea Sovietică, după principiile cele sovietice, care nu sunt acceptate într-un stat de drept. Și respectiv nu sunt acceptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De aceea, ascultați atent ceea ce spun eu, ceea ce nu vă este clar. Deci, principal să înțelegeți segmentele principale, care nu vă sunt cunoscute, care sunt noi, și să le studiați pe parcurs de sine stătător, deoarece aproximativ pe teoria justului echilibru între interesele concurente a societății și unui singur individ, e nevoie de vreo 300 de ore ca să studiați, să înțelegeți acest principiu. De aceea, eu astăzi n-am să vă pot spune chiar toată informația care ține de stat de drept, dar anumite segmente, anumite repere, eu am să vă spun, că dumneavoastră să vă puteți orienta în teoria aceasta a statului de drept. Dacă o să observați, chiar în Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului, în preambul, este scris că statele membre trebuie să respecte principiile unui stat de drept, supremația legii, securitatea raporturilor juridice, principii acceptate de state a Consiliului Europei. Anume, aceste principii și reprezintă un stat de drept, care se încep de la teorie. Unii spun că teoria nu ne trebuie, vrem practică. Pot să vă spun că fără teorie n-ați puteți în practică să lucrați. Deja este demonstrat acest lucru. În primul rând, un jurist trebuie să posede calitățile teoretice, foarte bune și puternice, apoi se dezvoltă deprinderile practice. Fără această legătură cauzală între teorie și practică, n-ați puteți deveni profesioniști buni. În orice caz, la nivel internațional, la nivelul Curții Europene, la nivel național știm că, cu părere de rău, nu prea se folosește forța argumentului. La nivel național se folosesc alte relații. Corupție, relații de cumătrism, nepotism și așa mai departe. Cu teoria argumentului, cu părere de rău, eu mă ciocnesc niște probleme foarte serioase în Republica Moldova. De aceea, trebuie să vă dezvoltați în acest sens, ca să nu-i permiteți corupție să se dezvolte în Republica Moldova, cel puțin. Un stat de drept, în primul rând, prevede trei puteri separate. Știți acest lucru? Putere legislativă, executivă și judecătorească. Cu toate acestea, în Republica Moldova, nici aceste principii fundamentale nu sunt cunoscute la nivel adecvat. Nici de politicieni, nici de instanțele de judecată. Unii spun că procurorii sunt din partea sistemului judecătoresc. Alții spun că procurorii sunt din partea sistemului legislativ.
Dar niciunul nu a spus niciodată că procurorii, că de fapt, sunt din partea puterii executive. Deoarece exercită urmărirea penală, care este o funcție executivă. Nu este această funcție nici legislativă, nici judiciară, deoarece puterea judiciară este o putere aparte de aceste două puteri. Este o putere care este exercită de către o instanță, de către un tribunal independent, imparțial, care nu este dependent de putere executivă, de putere legislativă și de părți. Și aici atrageți atenție ce am spus eu. Nu trebuie să depindă de părți. Procuratura singură susține învinuirea în instanță de judecată. Cum poate fi procuratura o parte sistemului judecătoresc? A puterii judiciare? Nu poate fi ea. Dar este un simplu element al puterii executive, clasice. Deoarece ea nu poate fi singură sistemă judecătorească. Ea este dependentă de însăși învinuirile și acuzațiile pe care le aduce, de urmările penală pe care o face. Deci ea, procuratura este și reprezintă puterea executivă. Acest lucru este obișnuit, normal și acceptat ca atare într-un sistem de drept. Cum este, spre exemplu, sistemul unui stat de drept, sistemul unde supremația legii este pe primul plan. Într-un stat de drept, tot timpul aceste puteri sau separarea acestor puteri trebuie să fie foarte bine definite și niciun organ să nu se implice în puterea altui. Cu alte cuvinte, toate aceste trei puteri trebuie să fie separate. Acum, atenție, la noi iarăși există problema pe plan teoretic. Că politicienii și juriștii abstractează sau fac abstracții de la însăși noțiunea separației puterii. Lor le pare că dacă există un organ, cum spre exemplu Parlament, care are clădirea sa, deputații, și există, spre exemplu, primăria, care, municipiul Chișinău, care reprezintă puterea executivă, și dacă un funcționar public, o persoană, exercită o funcție publică în primărie și este și în același timp și deputat în Parlament, nu este nicio problemă. Deoarece organele doar sunt separate, Parlamentul este separat de primărie, nu? Pe plan abstract, da. Dar noi suntem cu dumneavoastră oameni cu bun simț. Când una și aceeași persoană exercită și funcția executivă, și funcția legislativă, ce face ea? Ea, practic, încalcă principiul separării puterii. Și încă un principiu foarte important. Nu trebuie să ne uităm abstract la clădirea care exercită puterea. Nu clădirea exercită puterea. Oamenii. În instanțele de judecată, cine exercită puterea judecătorească? Judecata? Instanța de judecată? Nu. Judecător. El, ca persoană fizică, care reprezintă puterea statului, exercită puterea judecătorească. Acest lucru este crucial, ca să nu facem abstracție și să înțelegem cu bun simț că totul se învârtește în jurul omului, în jurul persoanei. Foarte mult am văzut probleme legate de faptul că se încurcă aceste principii. Politicienilor le pare că dacă instanțele sunt diferite, iar una și aceeași persoană exercită trei puteri simultan, atunci nu apare nicio problemă. Nu. Ne uităm tot timpul la persoană. Deoarece omul emite decizie. Să știți acest lucru, și acest lucru este fundamental. Nu clădirea emite decizie. Nu instituția emite decizie, dar omul, persoana emite decizie. Noi hotărâm aici, cu dumneavoastră. Sau acolo. Iarăși oamenii hotăresc. Acest lucru este important. De aceea sunt foarte multe hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului, unde statele membre a Consiliului Europei au fost condamnate pentru faptul că una și aceeași persoană exercita diferite funcții. Măcar că organele sunt diferite, dar cine decide? Alt moment foarte important este bunul simț. Tot timpul trebuie să aplicați bunul simț, să vă gândiți. Cu alte cuvinte, trebuie să existe, cum și scrie Curtea Europeană în deciziile sale, trebuie să existe forța argumentului
Și niciodată argumentul forței. Este un lucru foarte important. Ceea ce la noi uită sistemele represive ale statului, spre exemplu, poliția și procuratura. Poliția și procuratura niciodată nu sunt autorizate să atace oamenii. Niciodată. La noi exista altă teorie în Republica Moldova. Și ultimele hotărâri ale Curții Europene au demonstrat acest lucru. Dar acestea sunt cazuri, deci, particulare, despre care putem să discutăm, dar o să ne ia foarte mult timp. Deci o să trecem până când fugitiv asupra acestor cazuri și trecem mai departe cu principii generale ale dreptului, ale statului de drept. Într-un stat de drept, drepturile fundamentale și libertățile ale unui om, unui cetățean, trebuie să stea în frunte tot timpul relațiilor sociale. Și această relație între puterea statului, atenție, vorbesc de puterea statului, și cetățean, trebuie tot timpul să fie bazată pe principii de drept, pe principii supremației legii. Tot timpul. Omul, persoana, pe plan de vertical, tot timpul trebuie să fie deasupra puterii. Tot timpul. El este principal. Iar guvernul deservește populația și nu invers. Nu populația deservește guvernul, dar guvernul are menire să deservească populația, să satisfacă nevoile și necesitățile cetățenilor sau populației care trăiește pe un anumit teritoriu. Anume, cu acest scop, noi ne-am unit într-o societate. V-ați gândit cândva, pentru ce oamenii s-au unit într-o societate? De ce nu-ți poate să trăiești singur aparte, să nu fii legat unul de altul? De ce am creat un stat? Care era ideea? Ideea a fost că oamenii, când sunt uniți, mai ușor rezolvă problemele. Mai ușor hotăresc problemele care apar, spre exemplu, pe plan internațional și pe plan intern. Știm că unele state sunt atacate de către statele vecine. Și un singur cetățean, fără a fi organizat, unit într-o societate, nu poate să se facă față acestor agresiuni. Pe plan intern știm că se comit foarte des infracțiuni față de un cetățean sau altul. De aceea, el singur nu poate să-și apere drepturile sau să se apere împotriva acestor infracțiuni. Și atât pentru a face față acestor provocări, oamenii s-au unit într-o societate. Anume, de aici apare necesitatea creării organelor de stat care să conducă cu problemele populației. Și noi le-am creat. Noi avem Parlamentul, care reprezintă puterea legislativă și adoptă legi. Avem puterea executivă, care execută legile și urmărește ca aceste legi să fie executate în mod corespunzător. Și avem sistemul judecătoresc, care rezolvă, atenție, litigii apărute în procesul executării legislației. Această idee că sistemul judecătoresc rezolvă numai litigii, el nu hotărăște alte întrebări, el rezolvă litigii care apar între cetățeni pe plan orizontal și între cetățeni și puterea statului pe plan vertical. Unii nu înțeleg acest lucru și îl implică pe judecători în problemele legislative, executive și așa mai departe. Da, poftim. Acum apare atunci procedura neconțincioasă, unde nu este lucrurile. Statele membre a Consiliului Europei uneori creează anumite însărcinări, eu aș spune, nejustificate instanțelor de judecată. Și pe se plâng că instanțele de judecată sunt foarte încărcate, nu au posibilitate să exercite atribuțiile în mod corespunzător, deoarece au foarte multe dosare de examinat. Iată, aceasta și este una din problemele a statului Republica Moldova. Ca atare, pe plan internațional, există numai o singură obligațiune a statelor să creeze instanțele de judecată pentru rezolvarea numai litigiilor care apar. Restul întrebărilor trebuie să fie hotărâte și rezolvate nu pe calea judecătorească, ci pe calea executivă. Dacă statul a creat această
forme care a fost existat cândva în sistemul de drept sovietic este problema statului Republica Moldova și atât. Dar eu consider că această creare nu corespunde cerințelor și standardelor internaționale. Dar aceasta este pur și simplu poziția mea. Ca atare, problema aceasta ar trebui să fie ridicată însăși de către judecători. Deoarece judecătorii singuri se plâng că sunt prea încărcați. Dar eu am observat că judecătorii nu înțeleg sarcina lor și misiunea lor, deoarece într-un stat de drept. Asta este altă problemă. Cine atunci ar putea înlocui în procedură neconstitucională? Puterea executivă, v-am spus. Unor alt organ executiv care nu reprezintă puterea judecătorească. Puterea judecătorească este menită să examineze numai litigii care apar pe plan orizontal între cetățeni și pe plan vertical între cetățeni și puterea statului. Da. Vreți să spuneți că anume această reformă unde avocaților este permis să autentice și documente executorilor să execute deodată ordonanțe care nu au probleme litigioase, da. Asta și este transferarea atribuțiilor de la judecător la alți profesioniști? Da, posibil. Eu n-am văzut deci scopul acestor reglementări, acestor reguli. Deoarece la noi, în Republica Moldova, am observat că nu prea se folosesc standardele privind aprobarea unui scop, care e scopul totuși unei legi sau unei reglementări. Cu toate acestea, posibil și acesta a fost scop, anume ca să aducă sistemul judecătoresc a Republicii Moldova mai aproape de standardele europene la care noi am aderat. Ce înseamnă litigi? Toți înțeleg. Nu trebuie de explicat. Litigii trebuie să fie și cât în fapt, atât și în drept. Este important acest lucru. Spre exemplu, la noi există așa o procedură ca constatarea faptelor cu o valoare juridică. Ea nu are nimic comun cu sistemul judecătoresc, vă spun ca specialist. Dacă nu există un litigiu, instanța de judecat nu are ce căuta acolo. Este regulă generală. Faptul că statul implică judecători în alte probleme, care pur și simplu sunt probleme executive, este problema statului. Prima oară, ce se plângă că judecătorii sunt prea încărcați și au prea mult, un volum foarte mare de lucru și nu reușesc să le examineze într-adevăr litigii care apar. Și alte categorie de cauze care trebuie să fie examinate de către instanțele de judecată sunt acuzații în domeniul penal. Dar acolo tot timpul de asemenea există un litigiu, dar pe plan penal. Deoarece dacă se recunoaște vinovăția, nici n-ar trebui ca instanța de judecată să se implice în această întrebare. Ea trebuie să se termine la stadia examinării la procuror a materialelor, dacă omul recunoaște vinovăția. Acestea sunt standarde. Nu e nevoie ca un judecător ulterior să mai confirme ceva, dacă părțile nu conteste învinuirea. Da. Acceptarea vinovăției nu presupune și gradul de sancțiune. Poate acel vinovat care a spus că da, sunt vinovat, nu a acceptat să aibă 15 ani în loc de 8 care ar putea da judecător. Instanțele de judecată pe plan penal examinează două întrebări de bază sau esențiale. Prima întrebare este vinovăția unei persoane în comiterea unei infracțiuni și a doua întrebare este pedeapsa care trebuie să fie aplicată. Desigur că dacă, spre exemplu, există înțelegerea asupra unei vinovății și nu există înțelegere pe plan pedepsei aplicate, atunci persoana ar trebui să se adreseze în instanță de judecată pentru a contesta pedeapsa aplicată. Dar iarăși vă spun că problema judecătorului ține, sau trebuie să țină, anume de examinarea litigiilor care apar. Trebuie tot timpul să existe două părți, interesele cărora sunt diferite. Tot timpul. Dacă nu există două părți, cel puțin două părți, și nu există păreri diferite sau situații diferite, atunci n-ar trebui ca judecătorul să se implice în diopsie, în treburile publice. Da. Atunci noi riscăm să ne vedem în situația aceasta cu 72 de ore și plătim în jumate.
din persoanele, chiar și nevinovate, dar știu că este mult mai bine să plătească jumate, 72 de ori, decât să conteste și să pună sub risc faptul să duc doar cei principiali din instanță. Întrebarea cu, în materie penală s-a primit fix așa, de persoana care a, nu a furat, dar a fost învinuită de furt. Și se spune, sau jumate de an, sau 7 ani acolo, dacă o să ești judecător, sau stai jumate de an și ești liber, sau contești, dar apare întrebări. Persoana ar putea fi pus în vreo situație când este mult mai ușor să alegi ceva mai sigur, dar mai puțin. Iarăși, orice persoană care este învinuită în comiterea unei infracțiuni are dreptul la consultare unui avocat, un avocat specialist în domeniu și poate primi consultații și sfaturi profesionale de la un avocat. De ce? Ei trebuie să decide, anume ei, persoana învinuită și avocatul împreună, despre poziția sa pe marginea dosarului. Dacă tu accepti aceste condiții propuse ție de către procuror, nu apare nicio problemă pe planul sistemului judecătoresc sau pe planul puterii judecătorești. Deci, dacă ați acceptat această propunere, este problema dumneavoastră. Ideea este că statele, în baza acestui principiu, principiul general al statului de drept, au anumite obligațiuni minime. Repet, minime. Standarde minime, la care trebuie să aducă sistemul său judecătoresc, executiv și legislativ. Nimeni nu interzice statelor să adopte niște măsuri care apără mai bine drepturile fundamentale omului sau mai departe decât apără, spre exemplu, standardele europene. Există numai minimul despre care eu vorbesc. Dar dacă statul creează și alte căi de apărare a drepturilor fundamentale, e problema statului. Înseamnă că el mai bine apără drepturile decât convenția. Deci convenția europeană apără numai minimum necesar. Cu toate acestea, uneori statele se duc prea departe și cu intenții bune, dar comit anumite greșeli esențiale în sistemul de drept. Și pe urmă se plâng. Ia uite, nu putem aici, nu putem acolo, nu reușim aici, nu avem surse financiare. Cu toate acestea, într-un stat de drept este categoric interzis elaborarea anumitor mijloace de apărare a drepturilor fundamentale ale omului, care pe urmă nu sunt susținute de către stat. Spre exemplu, noi știm că statul a elaborat o mulțime de legi pe plan legislativ care acordau anumitor funcționari publici, cum spre exemplu polițiști, judecători, procurori, anumite facilități și chiar dreptul de a primi spațiul în mod gratuit. Apartamente, credite la bancă și așa mai departe, în mod preferențial. Însă nu a asigurat aceste drepturi. Ce s-a întâmplat? Aceste persoane s-au adresat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat statul. Măcar că Convenția Europeană nu prevede aceste drepturi. Statul singur a creat aceste facilități. Convenția Europeană prevede numai minimum garanțiilor necesare, dar apare problema că atunci când statul ceva garantează supra minimului care este prevăzut în Convenția Europeană, el este obligat ca într-un stat de drept să urmeze ceea ce a promis. Aceasta este ideea. Dacă tu nu urmezi ceea ce ai promis, înseamnă că tu încalci principiul securității raporturilor juridice, despre care o să discutăm cu dumneavoastră în continuare. Principiul speranței legitime, cum spune Curtea Europeană. Acest lucru este interzis pe plan internațional. Într-un stat de drept, foarte important este ca să fie respectate legile. Supremația legii este un element de bază și crucial. Dacă o lege nu funcționează, ea trebuie să fie anulată. Este regulă. Cândva, dacă țineți minte, India era o colonie a Marii Britanii. Țineți minte, după istorie.
Și se interzicea pe teritoriul Indiei выпаривать воду для получения соли. Era interzis acest lucru. Sarea era monopol statului, monopolul Britaniei. Niciun cetățean nu avea dreptul să plece la malul mării și să înceapă să prepare sare din mare. Era interzis, era o infracțiune. Și ce au făcut oamenii pentru ca această lege să fie anulată de către Marea Britanie? Știți? Au evaporat. Poftim? Da, s-au strâns peste 10.000 de persoane pe malul mării și am început să prepare sare. Ce a făcut Marea Britanie? Ea nu a putut executa legea, nu a putut pune la închisoare 10.000 de persoane. Nu erau locuri. Și ce a făcut atunci Marea Britanie? A anulat legea. Iată, acesta este un exemplu clasic și simplu. Cum trebuie să acționeze un stat de drept atunci când emite o lege care nu poate fi executată. În Republica Moldova există tradiția. Legea se emite, dar executarea legii deja este o problemă foarte mare. Acest comportament al statului nu poate fi tolerat de către juriști, în primul rând. Da. Când apare această o lege care nu se execută sau este inechitabilă, problema, nu am spus că este a statului, dar concret acum, puterea judecătorie... Nu importă. Nu importă. Statul este reprezentat prin trei puteri. Legislativă, executivă și judecătorească. Care putere o să rezolve această problemă, pe mine nu mă interesează ca pe jurist. Este problema lor. Instanța de judecată ca putere judecătorească, da, poate să rezolve această. Da, trebuie să fie capabilă. Deoarece vorbim despre litigiu între un cetățean și puterea statului. Pe plan vertical. Chiar atunci când legea este inechitabilă. Da. Da, instanța de judecată trebuie să fie capabilă să anuleze o lege care este inechitabilă sau care nu este funcțională sau care nu funcționează și care calcă principiul securității raporturilor juridice. În sistemul german-roman... Romano-german. Da. V-am spus care este ideea. Că instanța de judecată, fiind o putere judecătorească, trebuie să aibă competență să anuleze o legislație, o lege. În Republica Moldova nicio instanță de judecată, în afară de Curtea Constituțională, nu poate anula legislația. Și Curtea Constituțională o poate anula numai dacă este contrară Constituției și numai la adresarea unui subiect care este cu drept de adresare către Curtea Constituțională. Noi nu avem acces la această Curte Constituțională, de ce? În principiu, aici avem problemă destul de serioasă la acest capitol, dacă vorbim de un stat de drept. De ce? Atunci când o lege încalcă drepturile dumneavoastră sau drepturile unui cetățean, unica cale pe care o aveți pentru ca să vă apărați drepturile fundamentale este Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acum cineva a spus ombudsman. Cine a spus? Dumneavoastră, da? O să discutăm despre remedii interne efective. Bine că ați ridicat această întrebare, eu puteam să scăp. Dacă ați observat, eu nu vorbesc de pe hârtie, deoarece tema este destul de voluminoasă, eu nu pot să o segmentez apart pe anumite elemente. Într-un stat de drept trebuie să existe remedii efective privind apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Ce înseamnă remediu efectiv? Conform teoriei, iarăși, dacă ați observat, eu tot timpul vorbesc despre anumite teorii. Ele sunt elaborate de către dreptul european și trebuie să fie... Aceste teorii trebuie să fie cunoscuți cel puțin juriștilor care lucrează în aceste 47 state a Consiliului Europei. Teoria unui remediu efectiv este parte integrantă a unui sistem de drept, a statului de drept și a sistemului privind securitatea raporturilor juridice. Un remediu efectiv presupune posibilitatea ca prin acest remediu cetățeanul, într-un termen rezonabil, să aibă posibilitatea să stopeze violarea, să pună capăt violării, să recunoască, adică acest organ care examinează cererea lui, să recunoască violarea dreptului. Și un al treilea element fundamental este, cine știe, repararea echitabilă. Deci trei elemente principale care trebuie să exercite un organ dacă el este efectiv sau
cum trebuie să fie el, că atunci când vorbim despre un organ efectiv. Mai sunt calitățile acestui organ care se numesc calitatea unui organ independent, imparțial, competent și decizia acestui organ trebuie să fie definitive și executorii. Este foarte important acest lucru. Acum, comparați ceea ce am spus eu cu posibilitățile unui avocat parlamentar. El poate stopa o violare? Nu. El poate să recunoască violarea dreptului dumneavoastră? Nu. El poate să vă acorde o compensație echitabilă, un prejudiciu pentru faptul că drepturile dumneavoastră au fost violate? Nu. Despre care un remediu efectiv poate merge vorba. Mai există teoria unui remediu iluzoriu. El mai degrabă se referă la un remediu iluzoriu decât la un remediu practic și efectiv. Anume, acestea sunt teorii ale Consiliului Europei vis-a-vis de un remediu efectiv. Apropo, toate garanțiile unui remediu efectiv le puteți găsi în articolul 13 al Convenției Europene prin apărarea drepturilor fundamentale ale omului și în jurisprudența Curții Europene vis-a-vis de acest remediu. Într-un stat de drept, tot timpul trebuie să fie respectate anumite reguli vis-a-vis de viața privată a persoanelor. Tot timpul dreptul și un stat de drept trebuie să aibă grijă de cetățeni. Tot timpul. Nu noi trebuie să avem grijă de guvernul și de problemele guvernului, ci guvernul trebuie să aibă grijă de nevoile cetățenilor. În continuare, când eu am să vorbesc despre guvern, să știți că eu am în vedere prin guvern și Parlamentul, și puterea executivă, și puterea judecătorească. Deoarece pe plan internațional, anume aceste organe sunt incluse în noțiunea sau termenul guvernului. Măcar că noi înțelegem altfel și corect, când vorbim de separația puterii, ele sunt separate, Parlamentul, guvernul și puterea judecătorească, dar ca să fie mai simplu, ca să nu numim statul, spre exemplu, sau puterea statului, noi o să vorbim despre guvernul unui stat. Și acest lucru este acceptabil pe plan internațional atunci când vorbim despre obligațiile statului. Ca regulă, statul este obligat sau guvernele sunt obligate să respecte standardele minime prevăzute în tratatele internaționale la care aceste guverne au aderat. Nimeni nu este obligat să respecte un tratat la care nu a aderat. Este regula. Regula care se numește principiul suveranității statului. Atunci când un stat ratifică o convenție internațională, el practic limitează o parte a suveranității sale în sau conform elementelor acestei convenții internaționale. Când noi am ratificat Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului, Republica Moldova și Guvernul Republicii Moldova s-au obligat să respecte toate principiile și toate garanțiile care sunt prevăzute în această convenție. În principiu, Convenția Europeană, pe plan minim, încă o dată, repet, minim, apără drepturile fundamentale ale unui om, a unui cetățean sau a colectivului și obligă statele contractante să facă totul posibil cu bune credințe. O să discutăm și despre teoria bunei credințe. Totodată trebuie să țineți minte aceste teorii și trebuie să le studiați de sine viitor. Cu aplicarea teoriei bunei credințe, să respecte toate prevederile acestei convenții. El trebuie să interpreteze convenția europeană cu bune credințe și conform practicii Curții Europene a Drepturilor Omului. În Republica Moldova nu prea există teoria interpretării legislației. Conform legislației sau practicii în Republica Moldova, legea se interpretează de către organul care a adoptat această lege. Acest lucru nu este corect în viziunea mea.
Și pot să vă spun că teoriile sau dreptul Consiliului Europei tot este de această părere. Ca atare, problemele care apar la exercitarea dreptului trebuie să fie examinate către instanțele de judecată. Eu am spus probleme. Asta înseamnă litigii. Anume, instanța de judecată examinează litigii care apar la executarea legislației. Și anume, instanța de judecată trebuie să fie competentă să comenteze legislația. Acest element este conform principiului separării puterilor în stat. Parlamentul adoptă legislația, guvernul execută legislația, iar instanța de judecată comentează legislația. Acest lucru este absolut conform standardelor internaționale și respectă acest principiu separării puterii. Anume, la interpretarea legislației, judecătorii trebuie să aplice două standarde principale. Să menționeze încă o dată principiile generale ale dreptului, este vorbesc tot timpul de drept. Nu spun legea. Când spun legea, oricum eu am în vedere cumulul actelor normative. Iar dreptul, când eu spun că trebuie să interpreteze dreptul sau să indice principii generale ale dreptului, prevede nu numai teoria legislativă sau legea însăși sau actele normative. Dreptul prevede și practica aplicării acestei legi pe un anumit teritoriu, într-un anumit timp sau interval de timp. De ce? Deoarece și legea poate fi aplicată în mod diferit, pe parcursul perioadelor diferite de timp. Și acest lucru este normal. De aceea, instanța de judecată trebuie să examineze și să interpreteze legislația, reieșind din circumstanțele particulare ale cazului și reieșind din principii generale ale dreptului pe care ea le-a constatat. Pe teritoriul Republicii Moldova n-am observat ca instanțele de judecată să aplice acest principiu. Mai mult ca atât am observat că majoritatea judecătorilor se eschivează de la interpretarea legislației și se eschivează de la interpretarea Constituției Republicii Moldova, care este un act suprem. Și el ar trebui să fie de bază tot timpul la emiterea unei hotărâri a instanței de judecată. Cu părere de rău, câte hotărâri citesc, eu nu văd ca judecătorii măcar să aplice Constituția. Tot stem. Dar sistem de ce? În cauza că nu cunosc teoria dreptului, asta în primul rând, dar în doilea rând nu cunosc cum se aplică această teoria dreptului la caz concret. Dar aceasta este pur și simplu problema corupției, în viziunea mea. Din cauza corupției, judecătorii pur și simplu deja pierd simțul dreptului. Într-un stat de drept, tot timpul există minimum drepturilor care trebuie să fie garantate de către guvernele, de către statele. Prima libertate care este prevăzută într-un stat de drept și care trebuie să fie respectată de către orice stat care este membru al Consiliului Europei este dreptul la viață. El este prevăzut în articolul 2 al Convenției Europene și prevede că nimeni nu poate fi lipsit de viață în mod arbitrar. Cu toate acestea, acest drept nu este un drept absolut. Ce înseamnă drept absolut? Asta înseamnă că în unele circunstanțe pot fi comise anumite ingerințe în exercitarea acestui drept, dacă aceste ingerințe sunt justificate. Numai la articolul 3 al Convenției Europene, care este un drept absolut, interzicerea torturii, tratamentului sau pedepsii inumane sau degradante, nu este prevăzută și nu este permis nicio ingerință. Principal că el să atingă un minim necesar de severitate ca să intre în câmpul de apărare a dreptului. Iar la articolul 2 al Convenției Europene, dreptul la viață, pot fi comise anumite ingerințe care nu reprezintă violarea dreptului la viață. Toate acestea, statul, guvernele, niciodată nu sunt autorizate să atace oamenii. Totul trebuie să fie justificat. Justificarea acestei ingerințe trebuie să respecte principii și standarde internaționale conform statului de drept. Și anume, trebuie să fie prevăzute de lege, trebuie să se urmărească un scop legitim și să fie necesar într-un stat de drept.
pentru societate democratică. Această teorie a triplului test este practic permanent aplicată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului atunci când ea interpretează Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, examinând cazuri concrete. Când, totuși, guvernele pot comite ingerințe în dreptul la viață? Am spus că atunci când există, în primul rând, legea, trebuie să existe o lege care se prevadă, circumstanțele în care statul sau guvernele au competența să comită aceste ingerințe, atunci când există un scop legitim și atunci când există o necesitate imperioasă pentru a aplica anume aceste mijloace, aceste metode pe care, care au fost alese de către guverne pentru atingerea scopului urmărit. Într-un stat de drept, aici există o regulă. Cetățenilor, oamenilor de rând, oamenilor simple, din societate civilă, se permite totul ce nu este interzis prin lege. Guvernului sau persoanelor care exercită puterea statului, este permis numai aceea ce este prevăzut în lege. Standardul diferit se aplică la cetățeni și la reprezentanții statului. De ce statul tot, sau reprezentanții statului, reprezentanții guvernului, tot timpul trebuie să fie limitați în posibilități, în puterea sa. Anume, puterea limitată a guvernului reprezintă încă un element principal a unui stat de drept. Și această limitare trebuie să fie prevăzută prin lege, în mod obligatoriu. Noi am spus că totuși statul sau guvernul are competență să comită anumite ingerințe în dreptul la viață. Circumstanțele în care el poate să comită aceste ingerințe, noi trebuie să le examinăm sub două aspecte. În primul rând, aspectul general, principii generale, când pot fi comise aceste ingerințe. Și al doilea aspect este particular, reieșit de circumstanțele particulare a fiecărui caz în parte. Care sunt principii generale? Când totuși în viziunea dumneavoastră, gândiți-vă logic, statul ar putea să comite anumite ingerințe în dreptul la viață. Cine poate spune? Poftim? Da, într-adevăr. Când e pericol pentru alți oameni. Da, într-adevăr. Pot exista anumite pedepse cu moarte. Toate acestea era abolite pedepse cu moarte și deja, măcar că Convenția Europeană prevede această posibilitate, adică prevedea însăși convenție fără protocoale. Toate acestea cu timpul s-au schimbat părerile Consiliului Europei și statelor membri și acum pedeapsa cu moarte este interzisă. Dar, în principiu, la epoca elaborării Convenției Europene, se accepta acest lucru. Într-adevăr, poate fi conform sentinței de judecată un om condamnat la moarte. Sau putea fi mai corect spus. Și acest lucru nu se consideră o ingerință arbitrară în dreptul la viață. Lipsire da. De viață în cazul legitimei apărări. Da, legitima apărare tot este un element principal al unui stat de drept care prevede posibilitatea ingerinței în dreptul la viață dacă persoana se află într-o legitimă apărare. Și aici trebuie să înțelegeți iarăși două lucruri esențiale care trebuie să fie separate tot timpul într-un stat de drept când examinăm și verificăm comportamentul statului. Comportamentul guvernului, dacă el respectă principiile unui stat de drept. Ce fel de relații noi examinăm? Relații pe orizontală între cetățeni care apar? Sau relații pe vertical?